Acum e momentul să dăm puțin din casă și vă spunem că în redacția noastră de câteva zile sunt mulți cei care spun că se simt ciudat. Așa e. Cred că peste tot o stare greu de definit între apatie și oboseală, ne este somn, suntem mai amețiți, nu mai avem chef de glume, ceea ce nouă ni se întâmplă, trebuie să recunoaștem, foarte rar, da. Fiecare a încercat să găsească răspunsuri pentru el la început asta, dar cum eram din ce în ce mai mulți în această situație, am căutat o explicație colectivă. Da, și ne gândeam inclusiv la schimbările bruște de temperatură care ne dau peste cap, este drept, și cum variantele erau foarte multe, am căutat răspunsurile la specialiști. Sunt tulburări de somn și veche, s-a schimbat alimentația foarte mult, hidratarea, efortul fizic pe care noi l-am făcut este altul și atunci sigur că organismul se resimte. Dacă dormim mai puțin sau dormim mai mult, dar suntem, ne sculăm mai obosit, este un prim semn că organismul nostru se resimte. Asta înseamnă că apare ceea ce noi numim astenia. Sunt convinsă că următoarea perioadă nu va fi foarte ușoară când ne vom relua viața. Noi suntem foarte afectivi. Suntem un popor cald, un popor care se îmbrățișează, se pupă, ne e dragului de alții. În momentul în care ne vom întâlni, nu vom ști ce să facem. Practic, ne va veni să ne îmbrățișăm și vom da un pas înapoi. În primul rând, explicația este una de natură biochimică și ține de secreția mult mai slabă de serotonină în absența soarelui. Un alt factor poate fi schimbarea stării de bine în prezența restricțiilor, fapt cu care omul nu este obișnuit și, nu în ultimul rând, volumul mare de informații negative, atât la nivelul știrilor, cât mai ales pe mediul online. Cât despre sfaturi? În primul rând să fim siguri că această perioadă va trece. Începem să facem mișcare mai multă, să vină soarele în casă, să ai risipul foarte des sau dacă se poate să avem în permanență un geam deschis. Să încercăm să ne conectăm cu natura chiar și de acasă, atât cât se poate. Nu în ultimul rând să avem grijă la alimentație, o alimentație cu foarte multe vegetale, cu foarte multe, cu pește, cu legume, cu fructe cât mai colorate, lichide sănătoase, sucuri de fructe. Să încercăm să gândim pozitiv și nu în ultimul rând să ne ținem conectați de cei pe care îi iubim.